Conducerea centrală a Partidului Social Democrat anunța că s-a decis în ceea ce privește candidatura pentru 5 primării, printre care și cea a Râmnicului. Paradoxal, candidatul nominalizat nu este un membru al partidului, ci deputatul independent Romeo Rădulescu. Bună ziua, am avut o ședință scurtă a Biroului Permanent Național cu două puncte importante pe ordinea de zi. La primul punct am aprobat, urmând să supuneți spre validare candidaturile pentru 5 primării reședințe de județ, la Slatina cu domnul Emil Moț, la Craiova cu doamna Olguța Vasilescu, la Turnul Severin cu domnul Marius Scrieciu, la Târgu Jiu domnul Florin Cărciumaru și la Râmnicu Vâlcea cu domnul deputat independent până ieri, de astăzi membru PSD, Romeo Rădulescu. Contactat telefonic, președintele organizației PSD Vâlcea, Constantin Rădulescu, nu-și revenise din șoc. Nu poate explica decizia președintelui Liviu Dragnea, mai ales că la intrarea în ședință pe comisie fusese anunțat că el va fi candidatul pentru primăria Râmnicului. Păi e foarte dificil să comentez, e o știre extrem de caldă. Eu acum am ieșit de la Comisia de Sănătate, unde am audiat pe Ministrul Sănătății pe legătură cu drama care se întâmplă, știți și dumneavoastră, cu acei copilași care au murit și care încă sunt în spital și suferă îngrozitor după urma unei intoxicații, se pare, cu o bacterie. Am intrat în comisie cu foarte multe știri care mă dădeau pe mine candidat la hotărât de centru la municipiul Râmnicu Vâlcea și văd că ies din comisie cu Romeo Rădulescu, candidatul hotărât de organizația centrală pentru Râmnicu Vâlcea. Și este o hotărâre a organizației naționale, repet, știrea este foarte la cald, am luat act de ea de la dumneavoastră și de la foarte multe telefoane pe care le-am primit, practic mi s-a descărcat telefonul la un moment dat, chiar în timpul ședinței de comisie, nu am prea multe comentarii de făcut, o să iau legătura cu conducerea centrală a partidului și asta este toată procedura pe care o voi aplica în continuare. Dar știți bine că în conferința de presă, câțiva dintre socialdemocrații marcanți, mă refer la Ion Gigi Matei, dar mai ales la domnul Mihăilescu, au spus că vor demisiona în cazul în care Romeo Rădulescu va fi candidatul PSD-ului pentru primăria Râmnicului. Da, eu sper să nu o facă. Eu sper să nu o facă și să rămână în continuare alături de partid, așa cum voi rămâne și eu, așa cum vor rămâne, sper, și toți ceilalți membri ai PSD. Eu sper să nu facă acest lucru. Am primit un mesaj, chiar îl citeam înainte să vă răspund dumneavoastră, de la Gigi Matei. I-am răspuns exact ce m-am spus și dumneavoastră. Nu am avut cunoștință de această decizie, care este de ultimă oră și foarte la cald. Atâta este tot ce pot să comentez. Sper să rămână alături de proiectul PSD Vâlcea Social-Democrată. Da, de ce credeți că președintele Liviu Dragnea a decis așa peste cap organizației județene? Doamnă, probabil s-au făcut cercetări sociologice și așa mai departe. Repet, este o știre atât de caldă, mi-ați luat declarația atât declarația de presă atât de rapid, încât prea multe la această oră la care vorbim noi, nu am ce să comentez. Probabil că s-au făcut studii, sondaje și așa mai departe. Știți foarte bine, la conferința de presă figuram că eu sunt pe primul loc în sondaj, într-un sondaj făcut de organizația centrală. Acum o oră eram eu cel care candidează din partea PSD la primăria municipiului. Se pare că în conducerea centrală a partidului, conducere pe care noi am ales-o la Congres, s-a luat o decizie pe baza unor considerente, bănuiesc, repet, și a unor sondaje, cercetări sociologice și așa mai departe, și alte amănunte n-am să vă dau acum. Da. O să iau și eu legătura cu colegii mei să văd despre ce este vorba și asta este. Este o decizie a conducerii centrale a partidului. Ceilalți lideri marcanți ai socialdemocraților vâlceni au avut telefoanele închise după anunțul șocant făcut de Liviu Dragnea.